Hei, salut, 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 nu le mea să Bogdan și bine ați venit la un episod. Astăzi vom filma, bineînțeles, Fortnite, da, primul nostru episod de Fortnite, pentru că de ce nu? Ah, foarte multă lume joacă Fortnite și am zis, bă, hai să joc și eu, să joc un episod, na, ce nu? După cum vedeți aici, ce scrie? Ultimate Custom Night, da, probabil ați văzut și la alți YouTuberi. Dar, înainte, mai bineînțeles, dar mâine va apărea un minunat episod de Ultimate Custom Night. Acum, hai să jucăm formatul nostru. Am vrut să fac un episod chiar azi de Ultimate Custom Night, dar am zis că e prea târziu și mai bine filmez primul meu episod de porn și gata. Cel mai nașpa lucru este când deschizi pentru prima oară Epic Games-ul, e când ai deschis și laptopul, adică deschizi laptopul și prima oară când deschizi Epic Games-ul la Fortnite-ul, că se mișcă greu, cred că știți despre ce vorbesc. Adică, pur și simplu deschizi laptopul, nu trebuie neapărat atunci, adică mai stai nu știu ce și deschizi atunci Epic Games-ul, cred că v-ați prins deja, da. Da. Am aici, tastele știu că în Ultimate Custom Night nu se mai apar a doua oară, decât prima oară. Și mi-am notat aici toate tastele, de când am văzut toată aia. Le-am văzut pe toate alea, atâtea butoane, și am zis că, bă, eu sui tuc. Și mi-am notat pe toate pe foaie, și fiecare dată când joc Custom Night, am mai jucat până acum. Da, azi mi-am descărcat și eu, da. De fiecare dată când mă joc Custom Night, îmi pun foaia asta pe genunchi și când nu știu un buton, pur și simplu mă uit în foaie. De obicei îmi primesc jocul, bine, dacă e challenge din ăla greu. Dacă e challenge din ăla greu, nu pot să stau nici pe la 1M, chiar dacă aș ști toate butoanele. Pentru că e pentru primele ori când joc, da, bine. Cred că am mai intrat de... Două ori. Mă facă dintr-o să dau muzică mai încet, pentru că de ce nu? Hei, frate! Hello, my friend! Dimitri is here! Tutorial. Uitați-vă și voi cât durează prima oară când intri. Cred că trebuia să intri în joc după aia să puneți filmarea. Stai un glonț în piept, un glonț în inimă. Când am pornit ăsta, să luăm ăsta, văd că mi s-a schimbat și ăsta. Înainte când am jucat, bă, când jucam înainte Fortnite și aveam. Da, ăsta. Ăsta îmi amintește de God of War 4. God of War 4 mi s-a părut un joc super șmecher, așa că de ce nu punem pe ăsta. Da. Vreau să luat alte pichisuri de ăsta. Cum ne câștigi? Cum iau astea? Trebuie neapărat să bag bani în joc? Sau ce trebuie să fac ca să le câștig? Adică mai am și o altă cale în afară să bag bani în joc? Avem aici astea. Și cred că o să jucăm, da, un meci solo. Nu știu, foarte bun. Probabil o să ajung printre 85-86, cam așa. Mi s-a mai întâmplat o singură dată, bă, da, o singură dată, să ajung pe la 5 sau 6. Și ce am făcut atunci? M-am dus în cer, na, m-am dus așa, din cerc în cerc, când se făcea cercul mai mic, mă duceam în ăla. Când se făcea cercul mai mic, mă duceam în ăla. Și, în fiecare cerc, dacă era câte o casă, ascundeam frumos în casă cu șoteanul în mână. Și de obicei intrau 1, 2 sau 0 oameni în casa aia. Și fiecare care intra, eu stăteam ascuns după ușă. Și dacă intrai, v-am direct șapte ani în față, na.
Sper să meargă bine pe filmare. Mie acum merge cât de cât ok, dar aș putea să dau graficile un pic mai mici. What? Bă, cum le schimb? Și ce balanță. Dar trebuie să o fac. Nu știu, cred că o să mă bag într-o casă și după aia o să schimb ăla, o să mă la grafic. O să încerc să văd ce pot face pe ele. Da. So many nights, there's another night, I've come to realize, maybe it's... Mamă, tot s-o dus aici. Mă duc și-o aici, în fermă mea mică. Să văd ce găsim aici. Da, nu, nu lag. Trebuie să-mi mai schimb din prescriptul ăsta. Din grafici. Acum sunt în meci cautat, nu e abonat. Lasă eu unghiul acolo, dar nu prea am reușit. Nimic important. Voi auziți? Tic, 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 tic. Se știu un elicopter. Pe bune, chiar așa se aude. Hello, my friend. Dimitris here. O să mă ascund aici și o să umblu cu minte prin setări. Vreau să nu mă omoare nimeni în timpul ăsta. Bă, lasă rezoluția. Lasă rezoluția, am spus. Caută prin ăstea. E pică, te vreau să le dau mai mici. N-am și cum. Caut toate butoanele și nu-mi dă vreo opțiune. Mama, acum se mișcă și mai greu. Vreau să le dau mai încet. Bă! Bă, eu mă duceam la fiecare în parte să le dau mai mici. Dar am realizat că de fapt trebuie să aleg de asta. Low, medium. Da. Ce prost ești. Mamă. Bă, ești nebun la cap. Bă. Mai bine așa, sincer. Da. Eu mă uitam după grafic și m-am omorât ăla. Cred că ăsta a fost cel mai prost match de Fortnite din istoria Fortnite-ului. Am făcut Fortnite de râs, băieți. Cât am filmat? Asta pot să-mi închid când trează în urlac. Cât am filmat? 8 minute. Pentru cel mai prost match din istoria... Din istoria Fortnite-ului, am înțeles. Nu știu, poate fac video-ul ăla cu Ultimate Custom Nights în seara asta. O să văd dacă mai am timp. Dacă mai am, o să fac. Da. Another vice. Come to real life. Eu le iau aici, ăștia toate al meu. Uite, pe ăsta ar fi cel mai bun într-un match. Shotgun, pistol și M4. M4 mi se pare cea mai bună mitralieră din Fortnite, așa după mine. Nu știu chiar e așa, dar pentru mine așa este. Frate, abia știți, iau PUBG-ul, dacă o să-mi iau. Dacă o să-mi iau, abia aștept. Pentru că... Da. E mult mai fain decât Fortnite, asta e clar. Adică, uite, hai să ne uităm la arme. 1. Arată mult mai bine. 2. Poți să le pui și atașamente.
Uite, în PUBG și în Fortnite nu poți. Mai continui? Serios? Na. PUBG parcă e mai intens decât Fortnite. Adică în ăla mori mai ușor. Pur și simplu ții un glonte în cap și mori. Bine, ăsta e și dezavantaj, dar e și avantaj. Na. Stai seama. N-ar trebui să mă duc pe ăsta, așa-i? Că ăla are arme. Opa. Aici nu-i nimic. Bine, hai că mă duc pe aici să văd pe cine întâlnesc. Să fie prietenoși. Și nu cred. O, M4. Nu am nevoie de asta. Aaaa, shit! Ne-am tras un el. Nu prea-am țin. S-a băgat două pistoale în Fortnite. Nu știam. Foaia cu butoane. Vedeți câte meci fac. Cred că dacă eram bun și făceam atâtea meciuri, cred că avea episodul ăsta vreo 5 ore. Dar acum cum sunt eu acum și fac meciurile astea cum e acum, îmi ia tot episodul 2 minute. E bun. Pentru că mor. Fiecare dată mor. Prima, pam. Uite, și în PUBG ai și mai multe cărți. Mereu. În Fortnite ai numai harta asta. Pe bune. Și PUBG-ul, în PUBG, încă se adaugă hărți. Adică nu rămână cu numai cu deșertul și cu harta asta, cu pădure. Nu, frate, se mai adaugă hărți. Ce? De la asta rămâne mereu aceeași artă. Uite, la sezonul 4, când o căzut asteroizii ăia în cinematicul ăla, frate, bune, uite, o grămadă de locuri de astea distruse de asteroizi și ăla, acolo a căzut asteroidul mare, unde a fost și meciul trecut, dar totuși, pe aceeași hartă! De ce? De ce? Cred că la ăștia care au făcut Fortnite-ul, pur și simplu le lene să mai bage hărți. Altceva nu pot să-mi imaginez, adică de ce? De ce? De ce? Ce lași numai o singură hartă? Ce? Mă, fiți atenți că ajung la fix, ajung perfect aici. Perfect! Da, o cărămidă. Ce să fac eu cu o cărămidă? Dă-mi arme, frate! Ce bune, o bucată de lemn! A, o armă. Uite cine știe ce armă, dar e bună. Decă nimic. Hello, my friend! Dimitri is here! Dum-d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 um
Păi na, e prima oară când fac Fortnite și așa fac la fiecare început de serie, mai puțin la Minecraft. Na, am început Minecraft-ul, am zis na. Rămâne așa. Nu știu cum să fac să meargă mai bine, dacă știți voi să ziceți în comentarii. Oare cât timp îmi trebuie ca să ajung, nu știu, de un milion de abonați, de exemplu, cum are și Maxi Prinț. Sau Max, pur și simplu. Habar n-am. De cât timp îmi trebuie. Dom-dom-dom-dibi-dom-dom-dibi-dom-dom-dibi-dom-dom. Nu știu, meciul ăla pur și simplu am auzit gloanțe. După ce am auzit gloanțe, am văzut că scade ceva din viață. M-am dat panica din mouse și când am stânga, nu văd pe ăla că am până în gușă. De ce? Adică, nu ești într-o casă sau ceva de genul, ești afară, poți să ții smile din orice clădire, na. Foarte ușor. Stai nemișcat, drop. Poți să ții snipe, pizile mă squeezy. Uite, și eu atunci când umblam în setări, puteam să-mi iau snipe. Bine, dar n-avea cum, practic, să-mi dea snipe. Adică dacă era acolo lângă mine, sniperul de obicei nu te duci lângă oameni. Decât dacă vrei să dai nou scop, dar asta nu e important. Da, rămâi cu shotgun, te duci cu shotgun la mine, sau cu M4, sau cu ceva. Da, la mine nu prea aveai cum, că eram sus. Bă, ești nebun? Pot să stau să sniperesc. Așa, da, viață, direct, hai, tu-mi e bune, bă, ești nebun? Acum rămâne numai să mă mai pricep. Dar dacă nu mă pricep, mor. Na. Cred că mai e cineva cu mine în casă. Ceea ce e destul de rău. Și ce-ți fac? Ia. Acum, știi ce-ți fac? Bă! Perfect. Acum, știi ce-ți fac? Exact. Asta. Și dacă aud că de cineva în el, pur și simplu mă duc. Acum, stau aici pe geam și se sniperez pe toți ăștia la ultimul resimț. Sau știi ce o să fac mai bine? Perfect! Și acum... Bă! De unde trage? I wish to the never higher. Bă, avea shotgun! Ce uite geață mai bune aveam! Bă, eu stăteam și sniperam, păi am făceam și gemulez, dar nu. Chiar am sperat că o să reușesc să ajung printre ultimii meciul ăla, adică stăteam și campam la o casă, cum am mai făcut și atunci când am reușit să ajung la 5-6. Credeam că o să se întâmple asta de nou, dar n-a fost să fie. No, păi, gata, a fost pentru astăzi. Sper că o lucru, dacă te-am uitat, să vă mulțumesc de like, eu am să vă mulțumesc și ne vedem de viitoare. Pa!